Într-o plimbare pe la cabana Caraiman. Am admirat și niște mici cascade din zonă. Și va urma coborârea pe Valea Jepionici și o intrare pe brâna Potiței Caraimanului, drumeția mea de astăzi. Iată și traseul care urcă pe brâul mare al Caraimanului spre Crucea Eroilor. Gențiene.
paseu jepilor mici. Și iată și vara jepilor. Iată și potecuța care duce pe brâna portiței Calaimanului. Și ceva cruci cu oamenii care au căzut după aici. Oho, vom merge peste podețe cu zăpadă acoperite de mizerie. Vrei să știi care e vulcerul? Berdie. Ia uite-l. Ăla e vulcerul Berdie. Și fii atât de cotat de 1B. Dacă vrei să știi. Sau vulcerul dracilor îi mai spune. Deci iată un traseu de unde pornește brâna mare, brâna portiței. Acel vulcer se numește vulcerul dracilor sau vulcerul Berdie, da? Care traversează chiar brâul mare al Calaimanului și ajunge în sus pe platou. Bă, hai să studiem brâna aia care o văd eu pe nemarcate, mă. Ia, mă, ce brână se mai poate merge în afară de portiții? Eu pe aia o văd că se poate merge, dar mai dificil să ajungi până la intrarea ei. A, și mai e și aia care am zis, uite, și la Y acolo e o brână, vezi? Dar aici, aici e dificil de trecerea asta. Pe urmă, da, acolo de la Y te poți duce până în Muche, ce e dincolo de Muche, nu mai știu ce-o mai fi. Dar n-ai ce să, în afară de pericol, în rest, vezi tot ce vezi și de aici și știi, nu ai niște peisaje noi, să zici, să merite riscul. O zi cu vizibilitate cât de cât bună. A mai fost și ceva ceață. Da. Și uite, mai era o cascadă și mai sus de unde am fost noi.